Încă o bijuterie istorico-arhitecturală și-a deschis ușile. Conacul Manuc Bey din Hânciuști s-a relansat pentru vizitatori. Clădirea somptuoasă, care ani buni nu era decât o fantomă acoperită de praf și neînsemnare, a devenit în acest an cea mai populară destinație a țării. Mii de moldoveni au venit la deschiderea oficială. Deși lucrările de reparație sunt încă în desfășurare, vizitatorii au rămas plăcut surprinși de cele văzute. Conacul Manuc Bey din raionul Hâncești, care a fost construit în secolul al XIX-lea, a devenit o nouă destinație turistică. Sute de oameni au venit aici pentru a vizita complexul arhitectural, care se întinde pe o suprafață de peste 3 hectare. Restaurarea monumentului istoric a fost posibilă datorită Uniunii Europene, care a alocat peste 2 milioane de euro, iar dintre cele 3 clădiri care se află în complexul turistic, doar această clădire a fost restaurată în totalitate. Intrarea în clădirea, care a fost renovată în proporție de 90%, a fost posibilă doar printr-un beci, unde au fost expuse informații și fotografii cu cel care a construit conacul, diplomatul și negustorul de origine armeană, Manuc Bey Mirzayan. Chiar și așa, oamenii nu prea au știut cine a fost acesta. Cine a fost Manuc Bey? N-am auzit. Manuc Bey este un turc care a venit în țară și a ocupat o parte, a cumpărat muzeul acesta, nu muzeul, dar conacul acesta și apoi el a domnit. Ce știți despre Manuc Bey? S-a născut în 1769, deci în 1815 s-a stabilit cu traiu în Hâncești, la noi, în Republica Moldova, respectiv din niște circunstanțe încă necunoscute, în 1817 a decedat aici la Hâncești. Ulterior, vizitatorii au mers printr-un tunel subteran cu o lungime de 70 de metri. Ajunși în alt beci, aceștia au putut să-și cumpere câte un medalion cu simbolul conacului. Iacă am luat, vreau și eu să deschid un muzeu în sat și am luat un medalion de-a lui făcut acum proaspăt de-a lui domnul Manuc Bey. Manuc Bey, numele său armenesc fiind Emanuel Mirzayan, născut în anul 1769, a fost un negustor și diplomat armean, proprietar de han de la începutul secolului al XIX-lea. Din cele 10 clădiri care constituiau inițial complexul, s-au păstrat doar 5. Se zice că toate edificiile dinastiei sunt unite printr-un tunel subteran care continuă pe sub o bună parte a orașului. Conacul Manuc Bey include edificiile Palatului Manuc, clădirea Contesei, Castelul de Vânătoare și Turnul de Veghe. Cu toate că conacul îi poartă numele, acesta însă nu a fost ridicat de către negustor, ci de urmașii lui. În prezent, restaurarea complexului se datorează faptului că au fost găsite schițele originale ale proiectului edificiilor, elaborate de arhitectorul Alexandru Bernardazzi, care se aflau la Sankt Petersburg. Dacă să luăm în raport cu situația care am constatat-o în 2010, când eram martorii unei situații catastrofale care era în acest complex, mă bucur că după 2 ani de atunci, din 2013, noi deja suntem martorii unui șantier de restaurare. Hani Manuc Bey, через века присутствуйте. Мы, вы, все армяне, наши молдаване, русские, украинцы. Когда речь идет о Манук Бее, Мирзаян, все с гордостью говорят про его подвигах. Evenimentul a făcut parte din cadrul măsurilor de prezentare a procesului de reconstrucție a complexului istorico-arhitectural și s-a încheiat cu un show de lumini de excepție. Renovarea conacului Manuc Bey a început în anul 2013, iar lucrările de reparație urmează să se încheie până la finele acestui an.